Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Avem noi cumpărături de la Sesto. Una bucată tester non-contact. Avem și un cod pe aici sau pe aici, așa e mai corect. Ia să vedem. Uite-l. 43797. Mai aveam nevoie de unul. Mai am unul. Și e interesant la asta că merge de la 12 volți AC până la 1000. Frecvența 40-500 Hz și categoria 4 până la 1000 de volți IP67. L-ați mai văzut la mine în clipuri. Niciodată ne bazăm doar pe ăsta, da? Poate să aibă bateria terminată, poate să aibă alte probleme. Nu ne bazăm pe ele. De fapt, pe niciun aparat nu ne putem baza 100%. Dar de ce ai luat totul în jos așa, cu mătră cameră? Ăsta întotdeauna se ține în buzunar. Și chiar dacă am lăsat tensiunea jos, mai confirmăm o dată cu el. E foarte important. Hai să-i scoatem. Folia de la baterie are garnitură. E într-adevăr IP66, cât zice, 67. Are lumină separat, nu era în locuri ascunse și întunecate și bineînțeles că are și buzzer, spre deosebire de modelul vechi care n-avea și se poate și opri buzzerul asta, că știu și cum. Ia să vedem. Sigur se oprește, dar nu știu eu cum. Oricum n-ai de ce să-l oprești, că e foarte bun. Uite, on-off. Dar de unde? Că alte butoane n-are. Asta e power. Da, în fine, mai puțin important. Eu oricum îl folosesc. Chiar nici nu-mi plăcea varianta veche. Nu știu cum mai țineți minte. Care nu avea buzzer. Lăsați la comentarii care știți cum să oprește. Așa, și o altă jucărie, tot de la Sesto, un tester pentru prize, ca să vedem dacă le-am cablat bine. Am vreo 6 testere de priză, între care iubitul meu Pan Control, dar ăsta are un avantaj, care ștecher. Da? În momentul în care ai, nu știu, un cuptor, ceva, nu, depinde de ce au făcut băieții la mobilă, nu poți să bagi, sau ai spații mici, înguste, nu poți să bagi aparatul ăla direct în priză. Da. 230 de volți AC. Frecvență 50 de Hz. NP 5 V. Interesant. Hai să vedem. Și ne arată două LED-uri roșii. Și atenție că ne spune pe ștecher și unde e faza, da? De obicei în dreapta. Iar începem discuții. Și uite, ne arată două, înseamnă ok. Astea două, cum ne arăta mai devreme, înseamnă faza în stânga și ne dă L cu N reverse. Adică sunt inversate. Ne spune dacă L cu E sunt inversate. Probleme pe împământare, probleme pe nul, când nu s-aprinde nimic, probleme pe fază,
și avem toate trei aprinse, că elul cu împământarea sunt montate invers și împământarea este deconectată, nu știu cum vine asta. Sau e conectată, dar întreruptă pe undeva, probabil. Avem și manual. Deci îmi place foarte mult că e micuț. Și super practic. Își face loc în trusă. Pe ăsta nu știu dacă mai are rost să-l testăm. Să vedem. Ne arată albastru. Da, suntem undeva la 70 de volți. Hai să-i creștem un pic. 117, 130, deja s-a aprins și galbenul. De 238, 240. Albastru e low, maximul e high, adică ai tensiune high, e pe aproape 1000 de volți. Hai să-l dăm pe la 300 și un pic. Da? Nu e rău, e bun și ne spune dacă avem tensiune pe un conductor. Întotdeauna e bine să ai unul de ăsta în buzunar, indiferent ce brand e. Da. Cam asta cu Viha. Mai am un produs achiziționat tot de la Viha. Îi facem un filmuleț separat. V-am pupat!